lucrat aici la casă. Mi-am făcut acoperiș și am lucrat aici la casă. Și m-au avut oameni la lucru. Și am zis către fată să meargă să-mi cumpere la magazin pâine și să cumpere la oameni țigări și ce trebuie să le fac în mâncare. S-a dus fata cu cineva cu mașina până în aici, la o intersecție care o e înapoi. Frate meu era pe drum. Băiatul care a mers cu mașina l-a oprit ca să-l iei, să nu margă pe jos, ca cunoscut, să-l iei. Da. Când s-a uitat cu isorme, că-i fata în mașină, frate meu, când s-a uitat că-i fata în mașină, o prins-o și-o tras-o pe fata din mașină. Plus că te fata ți-am spus să nu mai umpli cu ăsta cu mașina, dar absolut n-are copilul nimic cu el. Și-o tras-o pe fata și fata zis, mi-a zis băiatul, că zis, fata, lasă-mă în pace, ce ai cu mie, dă-mi pace. Și... Dar ce legătură are el cu fata? Nu știu, mamă, eu i-am observat că el s-a uitat după fata. Că s-a uitat așa insistent, urât la fata, insistent. Și am zis la fată, mamă, dacă cumva are treabă cu cine, spune, mi-e explică, fata, nu știu, e frică, nu știu, e ce m-am să-mi zgăimită. El era gelos? Eu, așa pare, că numai așa pare. Și-o luat și băiatul vine și am zis, mă, unde e fata? Ce s-a întâmplat cu fata, unde e fata? Sună pe frate tău și întreabă. Am sunat pe el la 4 apeluri, mi-a răspuns și am zis, mă, ce s-a întâmplat, unde e fata? O scă în jos. În jos înseamnă în partea aia, în jos. Da. Eu i-am auzit glasul la fată. Și am zis, nu-i în jos, tu mă mințesc, fata lângă tine, dăm fata la telefon. Și după un timp mi-a dat fata la telefon și am zis, Daria, mamă, ce s-a întâmplat cu tine? Mamă, nu știu ce s-a întâmplat cu el, că m-a tras cu forța din mașină, nu știu ce are. Mamă, zic, dacă vrei, te duci în sas și în cumpir, m-am așteptat absolut că el e fata, zic. Mi-a și epită și vine repede acasă, pe unghie, și mi-a spus fata pe unghie. Băiatul, e băiatul meu, o zis că, mami, face, mă duc în jos cu bicicleta să văd pe unghie. Nu m-a scopilul nici în 20 de minute, eu înapoi și o zis, mami, nu-i nicării.